Numele meu este Luca, am 20 de ani și m-am născut în Germania. Am trăit acolo 4 ani, după aceea m-am mutat cu părinții mei în Italia. Acolo am stat 8 ani și la final, în 2013, am ajuns aici la Sibiu, în România, unde am stat 7 ani, am mers aici la școală, am dat bacul și la final m-am dus în Germania înapoi la facultate. Eu, de fapt, nu vreau să mă duc în Germania înapoi la facultate pentru că m-am îndrăgostit de țară. România este o țară foarte frumoasă. Ai foarte multe posibilități și oamenii aici sunt foarte calzi și foarte... Ești minunat, țara asta chiar e o țară minunată. Dar părinții mei au zis să mă duc în Germania la facultate pentru că sistemul de învățământ este mai bun în Germania, ceea ce și recunosc. Ceea ce este și păcat, că în România sistemul de învățământ nu este așa de bun, dar am avut șansa în Germania în anul 2 de facultate să mă duc cu Erasmusul englesc în Scoția. Și a fost iarăși o experiență faină, o experiență europeană. Aici, la școală, la Colegiul Național Zamel von Brockenthal din Sibiu, am învățat ce înseamnă să fiu european, pentru că școala noastră a avut foarte multe alte școli partenere în mai multe țări europene. Și am învățat ce înseamnă iarăși să fii deschis, să vorbești cu alte mentalități, să cunoști oameni din alte mentalități, să cunoști alte culturi. Ceea ce, iarăși, m-a ajutat foarte mult în ziua de astăzi. Când am plecat înapoi în Germania la facultate, am plecat cu un țel, cu un scop. Știu că am vrut să mă duc să studiez științe politice pentru că vreau să mă întorc înapoi în România să schimb ceva. Vara asta am fost implicat într-un proiect organizat de WWF România și la finalul acestui proiect trebuia să organizăm o inițiativă, să creăm o inițiativă care este benefică nu doar pentru mediu, ci și pentru comunitatea locală. Și eu cu o colegă din Pitești am creat inițiativa Românii Pedalează, care ideea în spate la această inițiativă este că noi vrem să schimbăm România, vrem să avem iarăși bicicliști care merg de la A la B, de acasă până la locul de muncă sau până la școală cu bicicletele, ca și pe vremuri, pentru că traficul în oraș este sufocant, peste 5 ani nu o să mai poți merge nicăieri cu mașina pentru că este un trafic imens și vrem să aducem ideile din vest, din Olanda, din Germania, că peste tot te poți deplasa cu bicicletele și aici în România. Pentru mine totul pleacă de la educație și ce vedem în străinătate și ce vedem aici este în mare parte rezultatele de la un sistem de învățământ în România defectos și în străinătate care funcționează cât de cât adecvat pentru problemele de zi cu zi. De exemplu, în Germania înveți la școală nu doar matematică sau, zicem, germană sau engleză, înveți și alte chestii care chiar te ajută după aceea în viață. Nu doar, de exemplu, învățăm la școală despre politică, nu despre partide sau pe cine cu cine să votăm, ci cum funcționează sistemul. Că sistemul politic este unul destul de complex, chiar foarte complex. Și cum să știi tu după aceea, când ai terminat clasa 12-a, cu cine să votezi sau ce să votezi, să votezi pe cei care îți schimbă viața de zi cu zi, dacă tu nici măcar nu știi care este sistemul, cum funcționează sistemul. În România, de exemplu, nu faci absolut deloc, nu înveți nimic despre politică. Vezi că copiii care termin, elevii care termin clasa 12 și n-au niciun habar, nicio boabă ce înseamnă guvernul, ce înseamnă parlamentul, câte camere are parlamentul României. Și în 2020, când au fost alegerile locale și parlamentare, eu am luat inițiativa, mai ales că am fost toți în lockdown, am luat inițiativa să fac un film de 2-3 minute, să explic la tineri cum funcționează sistemul politic în România, ca să explic cât important sunt de fapt alegerile parlamentare. Se vede și diferența de educație legată și de politică strict. În Germania, la ultimele alegeri, au fost 70%, peste 70% din populație la alegeri, au ales. În România, la alegerile parlamentare din 2020, au fost doar 30-34%. Ideea e că dacă avem o educație cât de cât adecvată, profesori bine pregătiți, care sunt motivați, care chiar vor să predea și care chiar au o școală bună după ei și un sistem de învățământ care chiar îi susține, pentru că momentan și salariul de profesor este unul minimal, nici n-ai motivație să te duci la școală, să stai acolo 8 ore, să te chinui în fiecare zi. Și dacă ai un sistem de învățământ care chiar te susține pe profesori, iarăși profesorul o să fie mult mai motivat să se duce iarăși pe copii și o să fie pe un proces de
câteva generații, de poate două generații, trei generații, o să se vadă un rezultat. Legate schimbările climatice și legate efectele negative asupra mediului aici în România, se pot spune multe, se pot discuta ore întregi, dar problema la mine este, din punctul meu de vedere, este pleacă tot iarăși de la educație, că oamenii nu sunt învățați la școală, cum de exemplu este în Germania, că nu e bine să arunci cu noi pe stradă sau pe jos. E foarte, foarte important să reciclezi gunoiul. Sunt chestii pe care noi învățăm în clasele primare, în primele clase, că noi trebuie să avem grijă de planeta noastră, noi trebuie să avem grijă de natură, pentru că avem o singură planetă și trebuie să avem grijă de ea, e singura planetă noastră și trebuie să chiar să ținem cont că dacă noi nu facem nimica, nimeni altcineva nu o să facă nimica și totul pleacă de la noi. Dacă am învățat la școală să nu distrugem planeta, să avem grijă de ea și asta în clasele primare, când copiii sunt cel mai ușor influențabili, cel mai ușor înțeleg ideile, atunci am vedea o schimbare foarte drastică în România și sper că în următorii 10 ani chiar se va întâmpla asta, că se va implementa ora de mediu, de protejarea mediului aici în școlile din România. Dacă mă întreabă cineva dacă sunt neamț, român, italian sau de altă etnie, eu de fiecare dată răspund că sunt european. Pentru că eu cred că sunt un exemplu foarte bun ce înseamnă să fii european. E să te simți acasă, fie că ești într-o țară diferită, dar pe același continent, să știi că ai aceleași valori aproape în fiecare țară. Și asta este, cred că, rezultatul proiectului european, care a fost un proiect foarte fain, foarte lung și care sper că o să continue încă mulți ani încoace.